Club Vanity. După posibilități. Cam așa am petrec eu a șaptea zi de weekend. Am zis să vă arăt și vouă produitorilor să vă influențez cultura. Uite aici au parcat sclavii mei, nu știu dacă se vede. V-aș arăta și interiorul, dar nu știu pe unde am lăsat cheia, pe la unul dintre sclavi. Asta e unul dintre restaurantele mele. Vin aici prăduitorii sâmbăta, duminica. Opa. Păi ce-ai făcut, mă, nene, mă? Uite, vine acum unul dintre sclavii mei. Probabil s-a plictisit să stea pe acolo. L-am luat și eu pentru că mi-e milă de el. Auzi, mă? Vezi că s-ar putea să fiți biletă la BMW-ul. Hai, mă. Auzi. E cum mă și plictisi aici. E frumos aici, nu? Bă, îmi place, dar unde te-am adus? Sper să-i vreo 20 de milioane pe o căcat de brichetă. L-am adus și eu acum. Na. L-am salvat din sărăcie. Ha? Ia uite ce cameră avem. E de la telefon asta, mă, stai că. Asta? E de la telefon. E aia de rezervă. Vezi că vine Remi, hai să-i poza, mă, să-i facem poza, așa, așa facem noi glume între noi cu Mir, cu ăstea, cu... Mamă, că pleacă Mir, deși nu scade din limba. Bă, vină, mă, mai repede. Așa, așa sunt eu cu sclavul meu, mai facem niște glume de astea cu Mir, cu vin, nu ne dau bani, Hai, v-am pupat pe portofel. Dacă vă dau portofelul meu, vă cad pantalonii.